că ați acceptat să vedeți prezentarea noastră astăzi la Ministerul Finanțelor Publice despre situația economică. Am așteptat câteva zile pentru a avea datele pentru luna aprilie, pentru că luna aprilie este prima lună în care am fost în totalitate în stare de urgență, dar este prima lună în care am avut și măsuri ale guvernului deja implementate, măsuri care deja au început să fie aplicate din martie, chiar în aprilie, și avem și câteva efecte. Astăzi voi prezenta, voi avea o structură în trei părți. În prima parte am să vorbesc despre situația bugetară, finanțele pe luna aprilie și câteva perspective. În partea a doua am să vă dau câteva informații despre IMM Invest, iar în partea a treia am să prezint cum vedem noi evoluția economiei în 2020, pe baza informațiilor pe care le-am luat până acum din economie și pe baza modelelor macroeconomice pe care le folosim la Ministerul Finanțelor Publice. Am să încep cu o discuție despre împrumuturi, pentru că am văzut că iarăși a revenit în spațiul public această marotă a împrumuturilor, că ne împrumutăm la finanțe. De la începutul anului, știți foarte bine că în prima parte a anului am avut această discuție, am explicat că România are un deficit, ai un deficit venituri mai mici decât cheltuieli, acest deficit trebuie finanțat și ca să finanțăm avem două variante, ori introducem taxe sau pe termen scurt, bineînțeles, ori trebuie să ne împrumutăm. Am ales varianta împrumutului, este o variantă mai bună din orice punct de vedere. În același timp am lucrat și o să vedeți când vorbim despre venituri, am lucrat la îmbunătățirea modului în care lucrează ANAF, pentru că pe termen lung și sustenabil, cea mai bună soluție este de creștere a veniturilor la buget, printr-o colectare mai bună și voi explica acest lucru. Ne împrumutăm, ne-am împrumutat la începutul anului și acest lucru ne-a salvat, să știți, pentru că imediat când au apărut primele semne ale crizei, toate piețele financiare din lume s-au blocat, și inclusiv cele din România, și dacă nu aveam acei bani, am fi avut probleme în acel moment, dar ne-am împrumutat, am fost precauți și am trecut, nimeni nu a simțit în economie că era o situație dificilă pe piața financiară. În acel moment, bineînțeles, Banca Centrală a intervenit spre sfârșitul martie și lucrurile s-au restabilit, dar lucrurile sunt dificile pe piața financiară, mai mult despre asta în partea a treia prezentării. Pentru luna aprilie, pentru că trebuie să știți pe ce se duc banii, dar am împrumutat mai ieftin în 2020 decât s-a împrumutat guvernul PSD în 2019, luna aprilie, cu un punct procentual mai ieftin, dar trebuie să vă spun și pe ce s-au dus banii în 2020. În primul rând, în cheltuielile de personal în aprilie, în valoare de 8,8 miliarde lei, atenție, mai mici cu 53 de milioane de lei față de luna martie. Asta înseamnă că s-au făcut economii, în special prin telemuncă, deși au fost introduse și stimulente, au fost plătiți bani mai mulți pentru anumite sectoare și pentru doctori, am reușit să economisim bani prin acest sistem. Asistență socială, care include și pensiile, 11 miliarde de lei. Aici o mare parte, bineînțeles, cam 70% din acești bani sunt doar pensiile. Au fost plătite la timp, chiar în avans, în aprilie, pentru anumite persoane. Nimeni nu a simțit vreo problemă pe piețe financiare. Au apărut în plus în aprilie indemnizații acordate pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, acel șomaș tehnic, plăți pentru șomaș tehnic 312 milioane de lei, plata pentru șomaj, plata șomaj normal 61 de milioane de lei, în creștere cu 4 milioane față de luna martie. Tot ca o măsură a guvernului au fost plătite 96 milioane de lei pentru indemnizații acordate pentru alți profesioniști. Șomaj tehnic pentru alți profesioniști, cei care aveau cabinete medicale, stomatologice și alte activități, alți profesioniști. În plus s-au plătit concedii medicale în valoare de 365-366 de milioane de lei, media până atunci era în jur de 100 de milioane. În cele două luni, martie și aprilie, au fost plătite concedii medicale de aproape 900 de milioane de lei. Până atunci, media era de vreo 100 de milioane de lei plătită. Și la bunuri și servicii s-au plătit în plus
un miliard de lei atât în martie cât și în aprilie pentru medicamente, echipamente pentru spitale și am returnat în cele două luni de zile și în aprilie și în martie, am rambursat TVA în jur de peste 6 miliarde, 6 miliarde și ceva de lei. Acești bani s-au dus în economie, în aprilie, cam așa arată de fapt o execuție sau cheltuielile pe o lună. La bunul servicii v-am arătat și pentru martie și aprilie. Deci aici se duc banii. De asta ne împrumutăm, banii se duc pentru aceste cheltuieli în special. Aceste cheltuieli au fost, sunt lucruri pe care deja le aveam în buget, în plus a fost șomajul tehnic și cheltuielile cu sănătate, bunuri, servicii, medicamente. Deci cheltuielile care au crescut au fost pentru medicamente, pentru plata concedii medicale, să aducem la zi aceste lucruri și, bineînțeles, rambursarea TVA. Sper că subiectul cu împrumuturile este închis. În continuare, mă voi asigura că nu vor exista întârzieri la plata salariilor, pensiilor, ajutoare sociale, tot ce este nevoie. Și, bineînțeles, că mă voi asigura că vom lua cel mai bun preț din piață, vom economisi bani față de guvernul anterior, chiar dacă și România și economia globală este astăzi în criză. Pe partea de venituri. Aici, bineînțeles, în martie ați văzut, toți ați văzut execuția, în martie au fost venituri mai mici cu aproape 10 miliarde de lei, dar acele venituri am explicat că sunt măsuri pe care au luat acest guvern. Au fost, am injectat mai mulți bani prin rambursare TVA, omânări de plață, de impozite, etc. Vreau să spun că acele măsuri au dat rezultate, acele măsuri plus măsurile pe care le-au luat pe domeniul fiscal, bonificațiile pentru plata impozitului pe profit pentru micro-întreprinderi, întreprinderi mari, întreprinderi mici și mijlocii și am depășit încasările anului trecut în aprilie 2020. Deci am încasat mai mult decât anul trecut. Bineînțeles că este un lucru bun, dar asta nu înseamnă că situația este roză, că situația este perfectă. Am încasat, încasăm mai bine, avem rezultate, dar în același timp au crescut cheltuielile. Cheltuielile au crescut foarte mult, cheltuielile pentru sănătate în special, față de ceea ce aveam, știți foarte bine că deficitul pentru anul acesta crește cu 3 puncte procentuale. De aceea încasările sunt bune, sunt mai bune decât anul trecut, avem rezultate, dar trebuie să fie mult mai bune ca să nu avem probleme pe viitor. Deci nu trebuie să luăm această informație, este o informație care arată clar că informatizarea ANAF, faptul că am luat acele măsuri cu rambursarea TVA, cu plata concediilor medicale, măsurile de bonificații pentru companii, celor care plătesc impozitul pe profit, au dat rezultate. Dar trebuie să, rezultatele, pentru că am tot anul să fie mai bun, trebuie să avem rezultate și mai bune. Dar aprilie arată, deocamdată aprilie arată ok. Și vă spun că și perspectivele pentru lunile următoare arată bine, pentru că declaratul, ce au declarat companiile că au de plată, este mai mare decât ne așteptam. Este clar că și în lunile următoare vom colecta. Repet, este o informație care trebuie luată, trebuie văzută din mai multe puncte de vedere, da, încasăm și reușim să încasăm mai bine decât ne așteptam, dar nu ajunge. Cheltuielile pe care le avem la buget, în special pentru sănătate, sunt mult mai mari decât avem în acest moment nevoie. Despre execuția bugetară, bineînțeles că vom mai vorbi în perioada următoare, dar era important să vedem impactul măsurilor luate în aprilie, era important să vedem cum arată economia, cum răspund agenții economici la aceste măsuri, la discuțiile pe care le-am avut aproape zilnice, cum răspund piețele financiare la ceea ce facem noi și deocamdată vedem că, deși este o criză internațională, deși sunt probleme peste tot în lume, am reușit să plătim toate cheltuielile la timp, am reușit să finanțăm și cheltuieli mai mari la costuri mai mici. În acest moment lucrurile arată ok, dar încă nu am trecut peste hop. Am să mă opresc aici cu discuția despre execuția bugetară. Vom avea discuția aceasta în timpul lunii. Am să trec la IMM Invest și aici am câteva lucruri să vă prezint. Avem informațiile la zi, un total de cele de 37.000 de cereri, care înseamnă un număr de 494.500 de angajați. Sunt întreprinderi mici, 8.200, întreprinderi mijlocii 2.400 și micro-întreprinderi 26.300. Deci cele mai multe sunt micro-întreprinderi.
Avem câteva date și pe județe și nu, aici nu este surpriză, dar cel mai multe cereri vin din București, 7200, urmat de Cluj, 2000, Ilfov, 1700, Constanța, 1600, Timiș, 1500, Brașov, 1400, Bihor, 1300, Prahova, 1300 și după aceea urmează în descreștere. Sectoarele în care avem cereri, în funcție de caen, cel mai multe cereri, 2200 de cereri sunt din transporturi, terestre și transporturi prin conducte. Aici este codul caen. 2000 din construcții de clădiri, 1500 restaurante și alte activități de servicii și alimentație, 1100 fabricarea băuturilor, 898 comerț cu amănuntul cu excepție auto-moto, 816 activități ale direcțiilor centrale, birouri administrative, 729 comerț cu ridicata și cu amănuntul, 660 activități juridice și contabile. Restul sunt caienuri, intră pe clasificări mai mici. Tot la IMM Invest, aș vrea să vă spun că astăzi, la 7 zile după ce a fost făcută prima cerere, avem și o prima companie care a luat un împrumut de la o bancă. Deci avem, astăzi este prima companie care a primit, ai și investiții de capital și investiții de și pentru capital de lucru și pentru investiții. Este prima companie care primește după 7 zile. Cred că este un record pentru un astfel de sistem. Ne uităm la IMM Invest, cum va funcționa și bineînțeles că apar discuții dacă plafonul trebuie mărit sau nu. Haideți să vedem întâi cum funcționează acest plafon de 15 miliarde de lei. Vedem când se epuizează și dacă se epuizează și apoi, bineînțeles, că suntem pregătiți, dacă programul este un succes, să extindem plafonul. Deocamdată am văzut ceea ce face acest program foarte bine și rolul acestui program este acela de a permite acelor companii, acelor IMM-uri, care nu ar fi putut să aibă acces la finanțare, să aibă acces la finanțare pentru că sunt în parteneriat cu statul român. În România, bineînțeles, știm foarte bine că sunt peste 400.000 de IMM-uri, dar foarte puține, sub 30.000 de IMM-uri, aveau credite în bănci. Odată cu criza economică și criza de sănătate, bineînțeles că indicatorii acestor companii s-au înrăutățit. Fără acest tip de program, fără un program în care statul garantează o mare parte din împrumut, ar fi fost foarte greu pentru aceste companii să aibă acces la credite. Aici este rolul acestui instrument, unde statul își asumă alături de sistemul financiar bancar un risc, dar în același timp știm foarte bine că este un risc care va plăti în viitor, pentru că cei care iau astăzi împrumuturi vor duce economia mai departe. Bineînțeles, astăzi vor fi discutate în Comitetul Interministerial măsurile pe care le-am văzut aseară pentru companii mari. Sper să venim cu acestea joi în ședința de guvern să fie aprobate și, bineînțeles, și acolo vom umbla la plafon, trebuie să avem un plafon mai mare. Principiul este același. Suntem alături de sectorul privat în această perioadă, venim și ne asumăm riscuri împreună cu sistemul financiar bancar, pentru că avem încredere că sectorul privat va lua acești bani, îi va investi mai departe și va ajuta să crească economia. Am atât despre IMM Invest, despre celălalt program cu amânarea ratelor la banc, plata ratelor la banc, au fost prezentate și aseară domnul prim-ministru informații. Ce aș putea să vă dau în plus? Sunt, e adevărat, 270.000 de cereri către bănci, dar acestea includ cereri și pentru programele pe care le au băncile care nu sunt legate de ordonanța noastră. Din cele 270.000, 170.000 de cereri au fost acceptate, care includ atât cererile pentru ordonanță, care vin pe baza ordonanței, cât cererile care vin în afara ordonanței. Pot să vă spun că majoritatea cererilor sunt pentru credite de consum, dar sunt și cereri de la companii și cereri de la persoane fizice cu credite ipotecare. Deci și acel program merge foarte bine. Ne-am uitat și la numărul sesizărilor. Nu este mare acest număr sesizărilor, la fel de la IMM Invest. Revocări, mi se pare că procentul este 0,1% din
cereri, deci foarte mic este procentul acestor revocări, la fel și la acest program cu amânarea ratelor. Toate aceste sesizări le preluăm, le îndreptăm după aceea către Banca Națională și către Asociația Băncilor pentru a fi rezolvate, pentru a vedea de ce, dacă acolo a fost un abuz, dacă normele nu au fost aplicate cum trebuie sau cum putem să rezolvăm problema. Și acum aș vrea să trec la partea a treia a prezentării, pentru că am ajuns și în acest moment. România merge, trebuie să treacă peste această criză de sănătate și au fost foarte multe discuții despre cum a afectat această criză economia României și cum credem noi că va arăta economia în perioada următoare. Am tot spus că vom avea o revenire în V. Ce înseamnă acest lucru? În acest grafic am prezentat, de fapt, pe linia albastră, cum arăta economia la începutul anului, cum vedeam noi economia, creșterea economică, rămâneam în jur de 4%, și cu linia verde punctată arătăm șocul pe care l-a resimțit această economie și pe care l-a simțit economia globală după criza sau această criză de coronavirus. Vedem că în trimestrul 2 din 2020 o scădere abruptă a economiei, ceea ce e normal. Este normal pentru că am luat decizia ca oamenii să stea acasă, să fie sănătoși și să le plătim șomajul tehnic, pe altă parte să susținem companiile prin IMM Invest. Dar acesta este impactul a ceea ce s-a întâmplat în trimestrul 2 din 2020 și așa vedem noi economia. Acum, revenirea, pentru că aici este partea cea mai importantă și vă spun că revenirea se bazează atât pe informații pe care am luat din economie și am prezentat și execuția bugetară, cât și pe baza informațiilor pe care le avem de la modelele noastre macroeconomice. Revenirea în V se bazează pe structura economică a României. Și ne-am uitat, și aici este al doilea grafic, și ne-am uitat la sectoarele din economie care sunt afectate, care nu sunt afectate și contribuția acestora la creșterea PIB, la dinamica PIB. Și vedem că, așa cum ne și așteptam, serviciile și industria sunt cele care au tras cel mai mult economia în jos în trimestrul 2. Au fost cele mai afectate. Și este clar că acolo este problema. În același timp știm foarte bine că o mare parte din economie sau valoarea adăugată din economie vine din servicii, vine din industrie. Deci aici trebuie să punem resursele în perioada următoare. Resursele trebuie să fie redirecționate în partea a doua, sau programele pe care le vom face, trebuie să fie redirecționate acolo unde economia are valoare adăugată cea mai mare. Deci aceste măsuri trebuie să fie targetate. Iar, așa cum am spus, acum în martie și în aprilie, măsuri pe care au luat nu au avut filtre. Au fost măsuri pentru a susține economia, pentru a susține locurile de muncă, pentru a susține capacitatea de producție. În partea a doua, trebuie să fim foarte atenți cum direcționăm aceste resurse, pentru că vorbim de bani publici. Sunt mai multe motive pentru care noi, la Ministerul Finanțelor Publice, și eu văd această revenire în V. În primul rând, din primul moment s-am răspuns cu politică monetară și politică fiscală. Politica fiscală a răspuns printr-un deficit mai mare adevărat, cheltuieli de 3% din PIB, dar am injectat bani în economie imediat, nu am așteptat să vedem efectele crizei. Politica monetară a răspuns în 20 martie prin reducerea dobânzilor de politică monetară la 2,5% la 2% și promisiunea de a interveni pe piața secundară. A injectat și Banca Centrală Lichiditate în sistem, mult mai rapid decât s-a întâmplat în 2008. Al doilea motiv de a avea această creștere economică în V pe care îl vedem noi are la bază faptul că în 2008 sau alte crize economice erau urmarea unor falimente foarte mari în economie. Vedeam locuri de muncă distruse, vedeam companii închise. Aici este vorba de o înghețare a capacității de producție. Diferit de 2008, am plătit șomajul tehnic din resurse bugetare, nu am pus companiile să plătească șomaj tehnic, asta înseamnă că la companie au rămas resurse care pot fi utilizate. Am venit cu aceste două măsuri, șomaj tehnic pe de o parte, IMM Invest pe de altă parte și pentru companii mari, care împreună au menținut capacitatea de producție și după ce trece starea de urgență putem să revenim cu aceste economie. Locurile de muncă nu sunt distruse,
Oamenii se pot întoarce la locurile de muncă, companiile nu sunt închise, așa cum se întâmpla în alte crize economice. Reacția rapidă a politicii fiscale și a politicii monetare a făcut, va face această revenire să fie în V. Bineînțeles, în același timp, sunt și alte elemente pe care le luăm în calcul. Ce se întâmplă cu prețurile activelor? Este adevărat și e adevărat pentru unele companii, prețul petrolului scăzut înseamnă profituri mai mici, dar pentru restul economiei înseamnă profituri mai mari. Economia are un șoc pozitiv din aceste prețuri. Ne-am uitat la ce se întâmplă pe piețele financiare relativ la alte crize economice și vedem că răspunsul piețelor financiare arată că și acolo este un optimism, un optimism al unei reveniri în V. Nu avem aceeași situație cum a fost în 2008-2009, nu este nevoie foarte mult de susținerea sau a susținerea companiilor financiar bancare, de exemplu, pentru că vedem că acestea sunt folosite ca intermediar atât de noi pentru finanțarea deficitului bugetar, cât și pentru finanțarea companiilor din economie. În 2008, diferența sau în alte crize, diferența era, sau efectul negativ era prin faptul că investițiile private erau afectate. Astăzi știm această lecție, venim cu investiții pe sectorul public, dar bineînțeles că susținem prin MMA Invest și alte programe similare investițiile în sectorul privat. Încă un motiv pentru care nu vedem această revenire în V. Un alt motiv care pe termen scurt ajută economia este acela că și noi și alții am observat că nu poți să depinzi întotdeauna de producția din altă țară. Și aici am văzut la producția de măști sau materiale pentru sănătate. Vom vedea și aici este, cred, o concluzie pe care o împărtășesc foarte mulți la nivel global, o rescriere a modului în care a ciclului de producție. Foarte multe companii vor readuce producția mai aproape de consumator. Dar pe termen scurt, nu știu dacă este o soluție optimă pentru termen lung, este o soluție care se va lua cu siguranță pe termen scurt, vedem această tendință, dar este o soluție care ajută revenirea economiei pe termen scurt, pentru că vom vedea producție în România a unor lucruri pe care le importam. Și atunci, deși nu știu dacă pe termen lung este soluția optimă, dar pe termen scurt este o soluție care va ajuta economia. Încă un motiv pentru care vedem revenirea în V. Și nu în ultimul rând, România avea la intrarea în această criză între cele mai scăzute graduri de îndatorare din Europa. O să ne dă un confort atunci când ne împrumutăm, și asta și vedem faptul că ne împrumutăm mult mai ieftin decât alte țări. Și chiar în ultimul rând aici, un motiv pentru care vedem revenirea în V, zonele afectate de această criză nu au contribuție foarte mare la PIB în România. Sunt zone importante, sunt zone sau sunt sectoare în economie importante, dar relativ la celelalte sectoare nu au contribuție foarte mare. Asta înseamnă, pe de o parte, că nu avem acest șoc negativ asupra economiei foarte mare, pe de altă parte, că nu avem nevoie de resurse foarte multe să reponim aceste zone. Nu avem nevoie de foarte mulți bani de la buget să susținem aceste sectoare din economie care au fost afectate. De aceea, încă un motiv pentru care cred și susțin această revenire în V. Revenirea în V a economiei nu este doar ceea ce susțin eu la Ministerul Finanțelor Publice sau colegii mei la Ministerul Finanțelor Publice. Este ceea ce vedem că susțin și cei de la FMI și cei de la Comisia Europeană. Bineînțeles, dimensiunile sunt diferite, cifrele sunt diferite, dar toată lumea ajunge la această concluzie că avem potențial să revenim rapid. Vedeți, la sfârșitul anului să revenim la cam aceeași creștere pe care o aveam la început, o estimare la începutul anului, ceea ce înseamnă că anul viitor am putea să avem o creștere economică, dacă avem o creștere economică mai mare decât estimam, să fim pe plus după 2 ani de zile, în scenariul optimist. În scenariul pesimist este să avem 2 ani de zile în care să nu fi pierdut nimic, doar să fim pe zero, dar eu cred că economia își va reveni și anul viitor, dacă nu sărim calul pe partea de cheltuieli, și aici este o altă discuție, putem să luăm măsuri care să impulsioneze economia în viitor. Trebuie singurul risc pe care îl văd astăzi, ca economia să nu revină imediat în trimestrul 3, este populismul.
Dacă vedem, o să cădem pradă populismului și vom crește cheltuielile fără să fim atenți, atunci cu siguranță vom avea întârzieri ale revenirii economice, pentru că vom fi penalizați de piețele financiare. Dacă vom administra economia ca până acum, cu prudență, cu transparență, cu profesionalism, vom avea încrederea piețelor financiare și vom avea această revenire în V și vom putea după aceea să facem toate lucrurile pe care doream să le facem. Mă opresc aici și am să iau întrebări, deja cred colegii mei au întrebări, o să le citească colegul meu. Mulțumesc mult! Bună ziua! Ovidiu Tempea, cei mai mulți mă cunoaște, sunt consilierul ministrului. Am ales această variantă pentru a putea să, în condițiile date, să menținem o ordine și să putem pune chiar toate întrebările pe care le-am primit atât înainte cât și în timpul conferinței și să fim cât mai expeditivi. Începem cu Mediafax, care are două întrebări. Cristalina Georgieva a anunțat recent că peste 100 de țări, practic jumătate din statele de pe glob, au solicitat până acum asistență de urgență pentru a face față crizei financiare declanșate de pandemie. România a inițiat discuții pentru a accesa un credit de la FMI? Dacă da, pentru ce valoare și în ce condiții? Am spus și repet, pentru a ne finanța folosim în principal piețele locale. Până acum nu am fost penalizați, până acum am reușit să ne finanțăm, deși am crescut deficitul bugetar, deși perspectivele pe care le dau agențiile de rating nu sunt dintre cele mai bune, dar, repet, administrarea prudentă și transparentă a finanțelor publice până acum ne-a permis să ne finanțăm și la costuri mai bune. Bineînțeles că a doua sursă de finanțare rămâne să ne finanțăm de pe piețele internaționale. Am făcut-o în martie la costuri istorice, minime istorice pentru România. Ne uităm în continuare să ne finanțăm de pe piețele internaționale și veți vedea când o vom face, vom anunța acest lucru. A treia sursă de finanțare reprezintă instituțiile internaționale financiare, printre care este și FMI. Și aici am spus de la bun început, nu vom accesa niciun împrumut de la vreo instituție internațională, oricare ar fi ea, care vine cu condiționalități. Deci nu vom accesa împrumuturi care vin în acest moment cu condiționalități. Dacă atât timp când putem împrumuta de pe piețele locale, de pe piețele financiare internaționale, sursele de finanțare de la alte instituții, Banca Mondială, BERD, BEI, FMI, Comisia Europeană, le vom lua dacă nu vin cu condiții. Deci, înțeleg eu, există un astfel de instrument și la Fondul Monetar, dacă va fi nevoie, ne vom uita, dar să fie foarte clar, nu este vorba de un acord, România nu va semna un acord, nu avem nevoie de așa ceva, ne finanțăm foarte bine, dar dacă găsim surse de împrumut, fără condiționalități, le vom folosi. O altă întrebare de la Mediafax. La precedenta criză financiară, ajutoarele acordate de state au mers cu precădere în sistemul financiar, ceea ce a dus, în cele din urmă, la o polarizare accentuată a omenirii. Bogații au devenit mai bogați, săracii mai săraci. În prezent, se vorbește din ce în ce mai mult de două concepte, bani din elicopter și venitul de bază universal, adresat în special cetățenilor. Are România planuri asemănătoare? Ar fi acestea sustenabile la noi? Nu, și nu cred că aceste planuri sunt sustenabile nicăieri în lume pe termen lung. Noi am ales o cale care până acum a dat rezultate de a susține de la buget șomajul tehnic, de a asigura că românii sunt sănătoși și pot să se întoarcă la muncă și în același timp de a susține capacitatea de producție prin IMM Invest și alte instrumente similare. Repet, după ce trece perioada de stare de urgență, banii care vor fi alocați de la buget trebuie să fie alocați cu foarte mult discernământ către acele sectoare de economie care aduc cea mai mare valoare adăugată. Nu luăm în calcul astfel de instrumente. Adevărul. Ce impact economic credeți că ar putea avea un nou val al pandemiei și cum va fi gestionat acesta din punct de vedere al firmelor? Am putea vedea noi închideri de activități economice și de oameni în șomaj? Nu cred că va avea același impact. Cred că vom fi mult mai pregătiți pentru valul 2 și noi, dar și companiile.
Este adevărat că și din discuție pe care am cu companiile, soluțiile vin de la companii. Știu foarte bine ce au de făcut, sunt cele mai interesate ca cei care lucrează acolo să fie sănătoși, vor cel mai mult să continue producția. Cred că un val 2 al pandemiei, da, bineînțeles, va însemna un cost în economie, s-ar putea să însemne și iară să fie câteva sectoare în economie și șomaș tehnic, dar vom fi mult mai pregătiți și cred că nu vom mai avea acest impact negativ pe care l-am avut în acest moment. Știți foarte bine că atunci când am preluat guvernarea, rezervele statului erau pe zero. Deci o mare parte din februarie și martie a trebuit să facem licitații pentru a lua aceste rezerve. Eu vă spun că dacă va exista al doilea val, nu vom avea această situație. Rezervele statului vor fi exact unde trebuie pentru a trece peste perioadă. Președintele Comisiei de Prognoză a afirmat într-un interviu pentru Adevărul că la rectificarea bugetară din iulie, prognoza se va schimba cu siguranță, mai ales că agricultura, singurul sector estimat pe plus, este acum afectată de secetă. Este România pregătită de un scenariu mai pesimist decât cel actual? Vă spun ce am spus și la începutul anului. Întotdeauna pregătesc finanțele și administrez finanțele României cu cele mai dure scenarii în minte și sperăm pentru ceea ce mai bun. Trebuie să te pregătiți pentru orice scenariu și dacă ești pregătit pentru scenariu, poți să atenuezi din efectele șocului. Deci, dacă suntem pregătiți, vă spun că estimările nu vor fi diferite de ceea ce vedem astăzi. Două întrebări de la Bloomberg. Așa cum au spus și agențiile de rating, calificativul României și rămânerea la investment grade depinde de majorarea pensiilor cu 40% din septembrie. Cum veți acționa să evitați un downgrade anul acesta? Tot ce am început până acum a fost să evităm o reducere a ratingului de țară. Toate măsurile pe care le-am luat au fost să arătăm că suntem un guvern care administrează responsabil și precaut finanțele României. Bineînțeles că lucrăm cu mai multe scenarii. La Ministerul Finanțelor Publice voi prezenta aceste scenarii guvernului, iar decizia va fi una politică cu referitoare la creșterea pensiilor. Dar eu voi prezenta aceste scenarii guvernului în funcție de evoluția încasărilor la buget și alți indicatori macroeconomici. Având în vedere dublarea eldurilor României pe piețele externe, considerați că investitorii penalizează România în acest moment și acest lucru ar afecta o nouă emisiune? Este adevărat că pe piețele externe au fost penalizate toate țările. A fost o reacție normală a piețelor financiare de neîncredere, dar după o creștere a randamentelor sau a dobânzilor la care s-ar fi împrumutat România pe piețele externe și alte țări, vedem o scădere. Eu zic că după ce am prezentat astăzi aceste informații, după ce vom mai prezenta câteva informații și vom avea mai multe informații din economie, veți vedea că vom putea să ne împrumutăm de pe piețele financiare externe la costuri mult mai reduse decât au făcut-o alții înainte astăzi sau decât sunt astăzi. Am încredere că prin comunicarea pe care o am zilnic cu piețele financiare vor înțelege exact ceea ce vrea acest guvern să facă cu finanțele publice în România în 2020 și în anii următori. Economica.net s-a pomenit fără exemple până acum despre eventuale măsuri dedicate strict revenirii economice. Cu sub două săptămâni înainte de ridicarea stării de urgență, nu credeți că e un moment potrivit să ne spuneți astfel de lucruri, fie și ca idei? Sugerează ceva mai concret. Aici lucrurile sunt foarte simple și nu trebuie să reinventăm roata. Nu sunt foarte multe instrumente pe care guvernele le au la dispoziție. Poți, bineînțeles, să arunci helicopter money, nu? Să le dăm tuturor un check. Asta este o măsură. Nu vom lua astfel de măsuri. Am spus că rolul acelei analize pe care am făcut-o până acum a fost acela de a identifica acele sectoare din economie unde avem cea mai mare valoare adăugată. Acele sectoare din economie vor fi susținute. Noi credem că prin investiții, este modul, investiții care sunt și publice și private împreună, este modul în care vom reveni și vom avea această creștere economică. Vă dau iarăși aceste exemple. Autostrada Sibiu-Pitești trebuie să înceapă anul acesta. Terminăm magistrala către drumul Taberei.
Bineînțeles, ne uităm cum putem să facem, pentru că am văzut că e seceta în România și nu avem sistemul de irigație care funcționează, ne uităm dacă putem să investim în acest sector, care sunt instrumentele. Investițiile sunt motorul care va duce mai departe această economie, v-am dat câteva exemple. Instrumentele pe care le vom face vor fi simple. Ori credite garantate de stat, așa cum a fost la IMM sau la IMM Invest, sau cum o face pentru companiile mari. Nu există alte instrumente sofisticate. Cred că doar prin a face acest parteneriat pentru investiții cu sectorul privat putem să mergem mai departe. Dar ne vom uita la cele sectoare care aduce mai mare valoare adăugată. G4 Media. Este de acord Ministerul Finanțelor cu propunerea de susținere a salariaților, așa cum a anunțat Ministrul Muncii? Nu am văzut propunerea, am văzut în discuția de spațiu public. Eu înțeleg și cu așa sunt de acord ca susținerea salariaților se facă din acei bani, înțeleg că sunt niște bani de la Comisia Europeană, care sunt dedicați pentru susținerea salariaților din sectorul privat. Cred că aceasta este o măsură care ar funcționa. Bani de la buget, spațiu fiscal este foarte mic să susținem salariații în sectorul privat, mai ales când susținem totuși în sectorul privat și companiile prin IMM Invest și alte măsuri similare. Deci acei bani, care înțeleg că vin de la buget, dar este o măsură care ar funcționa, cred. Care vin de la Comisia Europeană, scuze. Realitatea TV. Președintele Klaus Iohannis a declarat că experții și guvernul trebuie să iau o decizie privind majorarea pensiilor cu 40% la jumătatea anului. Dacă se va putea, dacă nu se va putea și cu cât se va putea. Aceasta a fost exprimarea președintelui. Aveți datele execuției bugetare, știți ce avertizmente avem de la agențiile de rating. Ce riscăm dacă majorăm pensiile cu 40%? Riscăm un acord cu FMI? Aveți o propunere de majorare mai mică de 40% pentru pensii? Ați foarte multe întrebări acolo. Răspunsul este același. Ministerul Finanțelor Publice va prezenta mai multe scenarii guvernului cu riscurile aferente fiecărui scenariu, iar decizia va fi o decizie politică în ceea ce privește creșterea pensiilor cu 40% de la 1 septembrie. Euro este în creștere în raport cu leul. Estimați că până spre sfârșitul anului cursul euro poate ajunge la 5 lei. Ar trebui astfel ca românii, pentru siguranța și predictibilitatea economiilor proprii, să schimbe economiile în euro? Leul este determinat de piață. Aici nu pot să spunem foarte multe, dar această analiză și modul acesta de revenire al economiei mă face pe mine să cred că presiunile vor fi mai mult de apreciere decât de depreciere, dar asta este o opinie personală. Nu pot decât să spun o opinie personală. Nu. Dacă aș fi văzut o economie care ar fi stagnat sau ar fi avut recesiune pe termen lung, poate că acela era un scenariu plauzibil. Dar eu merg în continuare pe faptul că vom avea această revenire și mă aștept la investiții în România. Când te aștept la investiții în România, când te aștept la o creștere sau și exporturile să nu fie la fel de, să nu avem o scădere a exporturilor foarte mare, nu cred că ar trebui să fie o problemă foarte mare pentru moneda națională. Dar, repet, moneda națională este determinată de piață. Valoarea monedei naționale este determinată de piață. Unde merg banii încasați din amenziile din perioada stării de urgență, mai exact? Potrivit OUG34, banii merg către bugetul de stat. Ministrul Marcel Vela susține că această valoare a amenzilor aplicate se ridică la 6 de milioane de lei și că banii ar urma să meargă către zona medicală. Care este procedura prin care se poate face acest lucru? Merg către fondul de rezervă, îi redirecționați apoi către sănătate la rectificare? Aici lucrurile sunt foarte simple. Banii sunt prin ordonanță, merg la bugetul de stat. Ei pot să fie transferați către o altă destinație, ori la rectificare bugetară, ori până atunci din fondul de rezervă. Dacă sumele vor fi importante, cred că spre sănătate este o direcție foarte bună, dar vom vedea atunci. Două întrebări și de la Antena 3. La ce măsuri lucrează Ministerul de Finanțe acum, al doilea pachet? Există posibilitatea reducerii contribuțiilor, impozitului sau chiar reducerea TVA, cum s-a întâmplat în alte state? Și se dau și două exemple. Polonia permite firmelor să compenseze pierderile suferite în 2020 cu impozitele pe care trebuie să le plătească pe 2019, iar în Norvegia a fost redus TVA-ul de la 7 la 6%. Aici cred că este vorba doar despre servicii culturale și sportive. TVA-ul de standard de 25% în Norvegia.
În România am luat mai multe măsuri în ceea ce privește TVA, au fost scutiri sau amânat la plată TVA pentru importul de echipamente, medicamente, tot ce avea nevoie pentru a trece peste perioada de COVID, această perioadă de criză. Deci acolo deja am luat măsuri. În același timp am luat măsuri fiscale, am redus, au fost bonificații pentru cei care plătesc impozitele la timp, acum în aprilie, 5% pentru contribuabili mari și 10% pentru mici și mijlocii și micro-întreprinderi. Au fost amânate o serie de impozite care trebuiau plătite, deci am luat foarte multe măsuri fiscale și s-a văzut în aprilie când am încasat mai puțin bani la buget, dar asta a fost în urma măsurilor fiscale. În România este mai complicat să vorbești de reduceri de contribuții sociale după ce a fost făcut acel transfer al contribuțiilor de la angajator la angajat. Pentru că nu mai ajut, nu este ca dacă această reducere în alte țări se face pentru a ajuta angajatorul. În România nu poți să mai faci acest lucru. Ne gândim la alte măsuri, dar vă spun că în condiții în care deficitul crește cu 3 puncte procentuale, să vii cu măsuri de relaxare fiscală care vor avea efecte permanente este foarte dificil. Trebuie să ne urmărim foarte atent aceste măsuri, ce implicații au pe termen lung. În același timp, vă spun că nu vom crește taxe. Deci dacă nu, este mai complicat să și reducem, vă spun că nu vom crește taxe în această perioadă, nu luăm în calcul nicio creștere de taxe, ar fi sinucidere să creștem taxe în acest moment, indiferent în ce sector am face al economiei. A doua întrebare de la Antena 3. Cum vedeți introducerea unei taxe de solidaritate pentru cei care au venituri de peste 3200 de lei? Fiind o propunere aici, nu discutăm, nu luăm în calcul așa ceva la Ministerul Finanțelor Publice. O introducere de taxe în perioadă de criză înseamnă sinucidere. Până și Suedia, care este un stat care crede în taxe mari, a redus taxele în criza din 2008. Deci ar fi contraintuitiv a ceea ce am învățat din criza din 2008. Vedeți necesar introducerea unui venit de bază universal, la fel ca în Spania, întrucât la noi sunt sute de mii de români care s-au întors în țară în ultimele două luni și nu au venituri aici, nici locuri de muncă. Aici este, asta este o întrebare foarte bună, dacă lăsăm la parte venitul minim. Forța de muncă care a venit în țară are nevoie să fie susținută. De aceea eu cred că prin investițiile pe care le vom face anul acesta vom reuși să oferim locuri de muncă celor care au venit în România. Înainte de criză, țineți minte că aveam o problemă cu forța de muncă. Aveam o problemă, companiile toate căutau oameni. Astăzi acești oameni sunt în România. Informațiile pe care le am deja arată că în retail este nevoie de 10.000 de persoane. Sunt căutate, sunt în zone de livrare, iarăși sunt câteva mii de persoane care se caută. Investiții pe care le vom face în infrastructură și vom continua proiectul de investiții vor crește cererea pentru forță de muncă. În România, salariile au crescut, veți vedea și cu prețurile care acum nu cresc pentru că au scăzut și alte prețuri, și prețul petrolului și așa mai departe, condițiile s-au schimbat. Este o altă prioritate a acestui guvern, este aceea, dar nu-i mai lăsa pe cei care au venit în România să le oferim condiții să rămână în România, dar acest lucru vom face prin investiții, prin a crea locuri de muncă și a permite economiei să se dezvolte. Două întrebări de la Reuters. În ce măsură România este capabilă să finanțeze un deficit bugetar de 6,7% din PIB, ținând cont de dimensiunea pieței locale și de limitările din prezent ale celei externe? Am spus foarte clar că avem, pentru finanțarea deficitului, folosim mai multe surse de finanțare. Piața locală și piețele externe. Deci vom folosi toate surse de finanțare pentru a ne asigura că vom plăti la timp toate cheltuielile și nu va exista niciun fel de întârziere. Cea doua întrebare. Guvernul vede o contracție economică mult mai mică decât analiștii și agențiile internaționale. Ce știe guvernul și nu știu instituțiile internaționale? Care sunt sectoarele care vor contribui la revenirea în V, despre care vorbește Ministrul Finanțelor? Păi, astăzi, asta este rolul acestei conferințe de presă, de a vă arăta ce știm noi și ce nu știau celălalt. Și noi știam răspunsul economiei la măsurile pe care le-am luat, răspunsul economiei la această criză. Este, bineînțeles că în prima parte și vă mărturisesc că în martie și noi lucram cu scenarii foarte dure, scenarii negative, dar măsurile pe care le-am luat și modul în care a răspuns economia ne-a făcut să ne schimbăm puțin acest obiectiv. Uitați-vă la grafic și veți vedea că nu suntem într-un scenariu roz, nu suntem într-un scenariu în care totul o să fie fantastic.
dar vom ajunge, vom reveni la perioada dinainte de această criză foarte rapid. Și asta este foarte important. Nu vom rămâne în această perioadă de criză foarte, foarte mult timp. Și repet, economia a răspuns mai bine decât ne așteptam, atât la, pe partea de încasări, cât și pe partea de inventivitate, pe partea de reconversie. Faptul că foarte multe IMM-uri care nu ar fi avut acces la credite bancare, au astăzi acces la credite bancare cu dobândă subvenționată și care sunt garantate 90%, le dă acestor companii încrederea să se dezvolte, le dă acestor companii încrederea să angajeze oameni, să facă proiecte. Și pe asta ne bazăm. Două întrebări au transmis și de la Profit.ro. Ce va face ANAF pe 15 iunie, când expiră termenul de 30 de zile după expirarea stării de urgență, perioada în care firmele puteau amâna plățile de taxe și impozite? Trece ANAF direct la executarea silită a celor care nu au plătit? Sunt firme care au fost închise și au nevoie de câteva luni pentru a-și reveni. Pregătiți vreun mecanism special de eșalonare sau rămân doar cele existente? Ne uităm la situație și ați văzut că ANAF în această perioadă a făcut un pas în spate și totuși am încasat mai mult decât ne așteptam. Deci se poate și așa, dar în același timp trebuie să fim foarte atenți pentru că avem semnale de la companii în România care spun au fost buni contribuabili ani de zile, au plătit la buget, au investit, dar astăzi nu vor ca măsurile guvernului să-i salveze pe cei care le sunt competitori, dar care nu au fost la fel de buni plătiți. Trebuie să fim să luăm cu măsură fiecare astfel de... Trebuie să ne uităm la fiecare măsură foarte atent ca să nu distorsionăm prea mult piața. Nu vrem să intervenim în competiția din piață și să-i salvăm pe cei care nu ar merita să fie salvați. Și a doua întrebare. Legat de facilitățile oferite de stat, în ce stadiu este mecanismul pentru companiile mari, pentru liniile de finanțare? Astăzi se aprobă în Comitetul Interministerial, joi sper să fie în guvern și să avem plafoanele cât mai curând. Deci în următoarea săptămână acest program va începe. Deja, dar să știți că nu trebuie să așteptăm acest program. Acest program vine cu condiții mult mai bune. Dar astăzi sunt companii care au făcut reconversia pentru producția de măști, au mers la Exim Bank, au luat condiții foarte bune, cu garanții de stat există, asta este rolul Exim Bank, de a da împrumuturi cu garanții de stat, pot să ia aceste împrumuturi să meargă mai departe. Deci nu trebuie să aștepte cineva doar acele măsuri. Acele măsuri vor veni, dar și astăzi pot să facă acest lucru. Întrebarea era puțin mai completă, dacă au existat discuții cu sectorul privat și a existat feedback că va fi o cerere pentru astfel de finanțări. Da, este. Există cerere pentru astfel de finanțări și sunt discuții cu companii mari private. Aici să știți că la astfel de produse, pentru companii mari, ne consultăm și cu instituții financiare mari, cum ar fi Berdu, de exemplu, pentru că au experiență foarte mare în a finanța sectorul privat cu produse sofisticate. Una este să finanțezi companii mici și mijlocii, unde produsele sunt simple, și alta este să finanțezi companii mari, să ajut să dezvolte companii mari, unde produsele sunt mai complicate, și acolo poate ai nevoie de plan de restructurări, etc. Am văzut că în Europa există o fel de programe de salvare a companiilor aeriene, dar toate aceste programe vin cu condiționalități atașate. Deci trebuie să fim mult mai atenți aici, pentru că vorbim de sume mult mai mari pe care le va garanta statul român. Două întrebări de la Canal D. Care este impactul bugetar pentru șomajul tehnic? Sursa fondurilor este de la bugetul de stat sau fonduri europene? V-am spus, în aprilie au fost plătite 312 milioane pentru șomaj tehnic, pentru persoane fizice care au fost puse în șomaj tehnic de companii și 96 milioane pentru alți profesioniști. Acesta este impactul deocamdată. Sursele sunt de la buget. Plătim din buget. Înțeleg că pentru o parte s-ar putea să fie decontate cheltuielile de la Comisia Europeană. Deocamdată banii se împărțesc de la buget până avem acești bani decontați de Comisia Europeană, dacă se va întâmpla. Se adă o întrebare. Premierul Ludovic Orban a declarat aseară că pensiile vor crește. Se va respecta procentul de 40%, va fi o creștere treptată a punctului de pensie. Și după rectificarea din vară, ce se va întâmpla cu alocațiile? Scenariile despre cheltuieli, că nu este vorba numai despre pensia, ci despre ce se întâmplă cu cheltuielile în 2020, le vom prezenta
Guvernului și vom vedea ce decizie se va lua. Noi avem scenariile pregătite, fiecare scenariu cu riscul atașat. Digi24, potrivit unor sondaje, jumătate din firmele mici supraviețuiesc în această perioadă din banii acționarilor și tot jumătate au prelungit termenele de plată ale facturilor pentru a nu rămâne fără bani cash. Ce măsuri aveți în vedere pentru astfel de companii care riscă în acest moment să se închidă, mai ales IMM-urile? IMM Invest este un instrument pentru aceste companii. O întrebare în completare, chiar pe acest subiect, IMM Invest a fost de interes pentru antreprenori, dar fondurile s-au terminat, deși măcar de aici nu mai pot accesa credite. Se suplimentează suma pentru IMM Invest? Nu s-au terminat fondurile, dar abia acum se dau creditele. Vom vedea. Faptul că sunt foarte multe, deci companiile care au aplicat, au fost acceptate ca fiind IMM-uri și au condițiile ca să aplice pentru acest program. După aceea se duc către sistemul financiar bancar și acolo bineînțeles se mai face o analiză. Statul român nu are o astfel de capacitate să facă analiza financiară a fiecărei companii, de aceea lucrăm în parteneriat cu sistemul financiar bancar. Plafonul este acolo, nu este folosit, doar câteva credite, deci știu de un credit astăzi care s-a dat, în rest sunt doar companii aprobate, sunt trimise documentele către sistemul financiar bancar pentru aprobare, dar așa cum am spus la început, dacă este un succes, dacă vedem impact pozitiv în economie, discuția pe care am cu premierul, putem să discutăm de o creștere a acestui plafon pentru IMM Invest. La doua întrebare de la Digi, statul are încă de făcut numeroase cheltuieli, veniturile sunt mai mici decât încasările. Ne așteptăm la noi împrumuturi în perioada următoare? Da, bineînțeles, în fiecare lună ne împrumutăm pentru a plăti cheltuielile. România are un deficit și asta înseamnă deficit. Înseamnă că trebuie să te împrumuți. Dar, repet ce am spus la început, variantele pe termen scurs sunt limitate. Crești taxe, tai cheltuieli sau te împrumuți. Pe termen lung, va conta ceea ce facem acum, informatizarea NAF. Faptul că în această perioadă am reușit să eliminăm, de exemplu, drumurile la trezorerie pentru companiile private și companiile de stat în relația cu trezoreria, am reușit să lucrăm de acasă pentru sectorul public. Am văzut foarte bine că sectorul public este foarte eficient cu un număr redus de personal. Sunt lecții pe care le-am învățat în această criză pe care le vom folosi în perioada următoare. Pentru a reduce pe termen lung și sustenabil deficitul bugetar, pe lângă o reevaluare a cheltuielilor, trebuie să avem și o colectare mai bună. Iar această colectare mai bună pe termen lung se face doar prin informatizarea NAF. În următoarele săptămâni voi anunța conectarea caselor de marcat la sistemul ANAF, un lucru pe care am ținut de la bun început de când am intrat în această funcție. Și bineînțeles, anul acesta vom anunța și facturarea electronică, pentru că oricum, dacă nu o facem anul acesta, suntem în infringement de la Comisia Europeană. Deci va trebui să facem acest lucru și toți cei care s-au opus 30 de ani de zile nu mai au ce să facă. Va veni facturarea electronică și veți vedea o creștere semnificativă a veniturilor la buget, care ne va permite în viitor să facem mai multe cheltuieli fără să ne împrumutăm. Două întrebări de la Zero Financiar. În ce condiții va apela România de la un împrumut de la FMI, fără condiționalități, cu condiționalități? Cât ar trebui să fie scăderea PIB, nivelul deficitului bugetar, pentru ca România să apeleze la fondurile FMI? Astfel de analize nu au niciun sens ex ante. Totul depinde de relația cu piețele financiare. Atât timp cât te poți financia de pe piețele financiare și piețele financiare au încredere că e un program credibil, sustenabil și administrezi finanțe responsabil, nu este nicio problemă. Dacă puteți să ne furnizați câteva detalii despre emisiunea de titluri de stat pentru populație, în ce lună poate începe lansarea acestor titluri? Există posibilitatea să fie majorat plafonul programului inițial de 6 miliarde de lei? Sunt în avizare, asta este termenul, în interiorul Ministerului Finanțelor Publice. Când o să am o variantă finală la mine, o să o prezint. În acest moment, experții din Ministerul Finanțelor Publice se uită la mai multe variante. Vrem să le facem mai flexibile decât au fost până acum, pentru a putea cât mai mulți oameni să le acceseze. Hot News are două întrebări. Prima referitoare la evoluția în V, la care s-a răspuns deja. Și dacă se anticipează o revenire completă, o recuperare a acestor pierderi până la finalul anului viitor? 2021, da. Eu anticipez că la sfârșitul anului 2021, dacă după ce tragem linia, o să fim pe plus.
nu o să avem doar o revenire la ceea ce era acum, o să fim pe plus după 2 ani de zile. Cea a doua întrebare, în legătură cu fondul suveran indicat ieri de premierul Orban, va face Ministerul Finanțelor un nou act normativ sau va lucra pe cel aflat în vigoare și modificat de PSD? Aici sunt mai multe discuții. Cred că putem să despre fond și despre un fond se tot discută. Dați-mi voie să am întâi o discuție cu domnul premier, să vedem exact detalii și după aceea o să revin cu detalii. Bun, revista patronatelor. Într-o balanță a utilizării fondurilor atrase deja din împrumuturi, care variantă este preponderentă? Simularea investițiilor sau stimularea consumului, sectorul public sau sectorul privat? Stimularea investițiilor. Vom merge, anul acesta este nevoie mai mult ca oricând de investiții, pentru că doar așa putem să creăm și locuri de muncă pentru cei care au venit în România în această perioadă și nu vrem să fie, să rămână, să plece. În primul rând, nu vrem să plece din România. La rând, nu vrem să rămână fără de muncă. De aceea, investițiile, și să știți că e singura formulă pe care o știe orice economist, dacă vrei să ieși dintr-o groapă în care, sau într-o criză, trebuie să faci bani să circule. Cel mai ușor pentru noi este să investim. Jurnal Național, cât s-a împrumutat Ministerul Finanțelor de la începutul pandemiei, 16 martie și până acum, și la ce costuri? Datele sunt publice pe Ministerul Finanțelor Publice. Eu am spus că în aprilie am împrumutat în medie cu 3,5% pe an, mai mic cu un punct procentual față de cât se împrumuta în aprilie 2019 guvernul PSD. Realitatea TV, două întrebări, una despre pensii, când va fi decisă majorarea, și a doua, salariile bugetarilor cresc conform legii salarizării. Se impun plafonarele salariilor sau disponibilizări? Demnitarii au avut, și a fost o măsură pe care am luat-o la sectorul, atunci când s-a aprobat bugetul, demnitarii au avut salariile înghețate. În sectorul bugetar deja au crescut salariile la începutul anului, dar acest guvern deja a făcut și a început o reformă. O reformă pe care am făcut-o cu 16 ministere. V-am arătat că deja sunt economii în aprilie la cheltuielile de salarii. Nu sunt foarte mari, dar sunt economii. Eu zic că ne-a învățat această criză că informatizarea este o soluție prin care poți să faci o reformă sustenabilă și pe termen lung a aparatului administrativ. O reformă care să îți aducă să te ducă și în faza următoare, să lucrezi și mai bine, dar în formă care să și reducă cheltuielile. Cred că este formula câștigătoare. Antena 1, două întrebări. Agențiile de rating estimează un deficit de 8% peste cel prognozat de guvern și o rată a șomajului de 8%. Este România pregătită pentru un astfel de scenariu? România este pregătită pentru orice scenariu, iau în calcul orice scenariu, dar, repet, noi, scenariul de bază al nostru este cu un deficit de 6,7%. Cea de-a doua întrebare, restaurantele, agențiile turism, piața de evenimente și spectacole sunt închise, iar pentru aceste sectoare, încheierea stării de urgență nu înseamnă și repornirea business-urilor. La ce măsuri v-ați gândit pentru a susține în continuare aceste sectoare? Să știți că cea mai bune măsuri vin după ce discuți cu sectorul respectiv, cu asociațiile, cu reprezentanții sectorului respectiv. Așa cum am promis, voi avea o întâlnire cu reprezentanții sectorului Horeca, hotelieri, restaurante, turism, bineînțeles împreună cu colegii mei la Ministerul Economiei și vedem dacă, eu pe partea fiscală, dacă sunt măsuri pe care putem să le luăm pentru susținere, dând și pe partea de Ministerul Economiei, dar după discuțiile cu sectorul, vom ieși public și vom spune care sunt concluziile. Și în final, două întrebări de la TVR. Una privind retrogradarea perspectivei de rating și ce măsuri a luat Ministerul de Finanțe, la care s-a răspuns. Și de-a doua, în condițiile în care președintele vorbește de un al doilea val al epidemiei din toamnă, mai putem să ne bazăm pe o revenire a economiei spre sfârșitul anului? Da. Ce se va întâmpla cu veniturile bugetare, deficitul? Da. Da, și luăm în calcul și acest scenariu. Așa cum, dar v-am spus, suntem pregătiți. Acum știm ce trebuie să facem, știm ce măsuri să luăm, vom avea rezervele de stat așa cum trebuie pentru a răspunde și instrumentele deja am trecut prin acest perioadă. Deci nu va fi la fel, dacă va fi un șoc negativ, nu va avea aceeași magnitudine. Mulțumesc mult de tot. Dacă mai sunt întrebări, să mai răspund la altă conferință. Nu mai sunt întrebări, mulțumim.